biserica pe care o frecventați, pentru slujitorii pe care îi aveți și așa mai departe. Vedeți, în lumea asta, viacul ăsta, care e caracterizat de nemulțumire, ca să fii mulțumit, îți pui o întrebare, cum poți să ai o inimă mulțumită? Cum poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Sunt întrebări la care noi căutăm răspuns. Scumpii mei, eu în această zi m-am oprit asupra acestui pasaj și aș vrea să vedem cum a ajuns Pavel să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Sau ce l-a determinat pe Apostolul Pavel să fie mulțumit. Nu? De multe ori noi putem să învățăm să fim mulțumiți de la cineva. Nu? Și în cazul acesta putem învăța de aici, de la Apostolul Pavel. Și așa voi intitula scurtul mesaj. Lucrurile care l-au făcut pe Pavel să fie mulțumit. Ce l-a făcut pe Pavel să fie mulțumit? E o întrebare pe care noi ne-o pun. Ei, privind aici, în cuvântul acesta al lui Dumnezeu, primul lucru pe care eu aș vrea să-l vedem la Pavel este acesta. A învățat să fie mulțumit. A învățat să fie mulțumit. Iar noi, dacă vrem să putem să mulțumim lui Dumnezeu, e necesar să învățăm acest lucru. El a învățat, nu-i simplu, nu? Să mulțumești lui Dumnezeu. Aici, în pasajul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci m-am deprins să fiu mulțumit. M-am deprins. Am încercat să uit în originalul grecesc. Și în originalul grecesc, cuvântul este autarches, care înseamnă autosuficient. Autosuficient. Apare doar aici, în textul ăsta. Corinescu traduce, m-am deprins. O altă traducere, ați văzut, traduce simplu. Mulțumit. Sunt mulțumit. Ei, e ceva. Voi mai ales că sunteți la școală și sunteți în procesul ăsta de învățare. Să mulțumești, trebuie să înveți. Simplu, nu trebuie să înveți. De bine. Mamă, te învață să mulțumești că ți-a dat de mâncare, că ți-a spălat hainele, că te-a trezit dimineață, a spălat ceasul și cum ai vrut și n-ai putut să te trezești de acolo, a venit și a spune, e bine să mulțumim. Să știi să mulțumești și când te duci undeva la școală, în câte alte locuri, când parcul are în urmă, spuneam o întâmplare cu o fetiță, cu de, mă rog, într-o situație, un pastor a mers la ei în casă, și pastorul s-a gândit să ducă o ciocolată. Și a dus ciocolata aia și a mânat fetiță. Ei, se vede că mama a învățat-o pe fetiță ce trebuie să facă când primește ceva. Și se uita la fetiță și fetița nu spunea nimic. Și la un moment dat fetița se uită la mama, mama se uită la fetiță și spune, dar cum trebuie să spun? La care fetița se uită la pastor și zice, mai vreau unul. Acum, vedeți, voi cam trăiți în vremea asta, în perioada asta. Când e mulțumit, nu prea mulțumit. Da? Mai rău. Ne mai trebuie. Ei, în ziua de astăzi, eu aș vrea să înțelegeți că a mulțumi e un lucru foarte important. Și pentru copilul lui Dumnezeu, acest lucru nu poate fi decât ceva ce învață. Pentru că aici, în cuvântul lui Dumnezeu, Epistola 1 către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la noi. Dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, dacă vrem să rămânem în voia lui Dumnezeu și dacă vrem să ajungem în templul acela mare și desăvârșit, atunci trebuie să învățăm să-i mulțumim Domnului. Doamne ajută! Și cum voi sunteți obișnuiți acum, în anii ăștia de formare, de învățare, cu învățătura, cu învățatul, învățați să mulțumiți pentru toate lucrurile și zic, Doamne ajută-ne la toți. Amin!